Este ultima sută de metri până la alegerile europarlamentare. Așa se face că membrii pro-România, mehedinți, au luat la pas toate așezările din județ pentru a-și face cunoscuți candidații. Prima poposire din acest final de săptămână a fost în comuna Vrata, unde oamenii i-au primit cu brațele deschise. Îl cunosc foarte bine, când a fost el prim-ministru. Îl cunosc. Acum să vedem ce atitudine va lua el. E un băiat excelent. Domnul Ponta e un om excelent, un băiat ca lumea și pe el îl votez acum. Veți merge la vot pe 26 mai? Dar normal că merg, cum să nu merg? Merg, votez acolo tot ce este ca lumea. De asemenea și localnicii din Salcia s-au arătat mulțumiți de candidații pro-România. Nu există altul mai bun. Da. Deci nu există, poate pe Marte vreun. Cam toată lumea a fost, s-a prezentat, care s-a prezentat acolo. Sunt, cum să spun el, a fost bun. Localnicii din Cujmir au declarat că pe data de 26 mai vor ieși la vot pentru a ajuta îndreptarea țării, aceste alegeri fiind extrem de importante pentru ei. De asemenea, candidații pro-România, în frunte cu Victor Ponta, se află printre preferințele acestor locuitori. O părere bună, să știți. Din tot ceea ce face, toate din tot de câte ori a vorbit cum trebuie și mergem cu dânsul mai departe. Sincer, așa, pentru mine am părere bună. El merită să ne conducă țara. Păi noi l-am iubit întotdeauna și înainte, cu PSD-ul. Veți merge la vot pe 26 mai? Da. Noi îl iubim de mult pe domnul Ponta. Nu avem ce să spunem de dânsul. El a fost pentru noi, ne-a dat și pensie. Noi suntem oameni la Ceapiu care am muncit de când... Dar despre domnul Dragnea, ce părere aveți? Nu, nici vorbă de domnul Dragnea. Să nu mai... Că care o vrea bine, dar noi nu. Foarte bine, îl votăm. Întâlnirile cu simpatizanții pro-România au continuat pe tot parcursul weekendului, membrii formațiunii ajungând și în comunele Vânător și Gârla Mare, acolo unde oamenii s-au arătat de asemenea mulțumiți de candidații pe care i-are formațiunea politică, în special când vine vorba despre fostul premier Victor Ponta.